O nouă lovitură pentru Vladimir Putin din partea unui aliat. Kazahstanul a suspendat toate exporturile de arme. Guvernul din Kazahstan a anunțat că a suspendat toate exporturile de arme timp de un an, fără să dea o explicație clară cu privire la motivele care au dus la această decizie. Și China, un alt aliat al Rusiei, a transmis primul avertisment și a cerut Moscovei să respecte dreptul internațional. Kazahstanul, stat vecin și un aliat tradițional al Rusiei, a anunțat că a suspendat toate exporturile de arme timp de un an pe fondul conflictului din Ucraina și al sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei, relatează Reuters. Fostă Republică Sovietică, care are și legături economice puternice cu Kievul, a evitat până acum să ia partea Ucrainei sau a Rusiei în cazul războiului și a pledat pentru o rezolvare pașnică a conflictului. Mare producător de arme Guvernul din Kazahstanul nu a oferit o explicație clară pentru decizia de a-și suspenda exporturile de arme tocmai acum. Sara produce o gamă largă de echipamente militare, inclusiv nave, vehicule blindate, mitraliere, viziere de noapte, grenade, torpile și echipamente de protecție. În luna iunie, președintele kazah, Kasım Jomart Tokaev, a declarat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, în prezența omologului său rus, Vladimir Putin, că țara sa nu va recunoaște independența autoproclamatelor Republici Populare Lugansk și Donetsk din estul Ucrainei, numindu-le quasistate, potrivit Agerpres. Avertisment din partea Chinei și China, un alt aliat declarat al Rusiei, a transmis primul avertisment liderului de la Kremlin, un oficial chinez de rang înalt a declarat, vineri, la ONU că un singur incident la Zaporojie ar putea provoca un accident nuclear grav cu consecințe irevăzibile pentru ecosistemul și sănătatea publică din Ucraina și din țările învecinate. China avertizează Rusia să respecte dreptul internațional și să evite cu orice preț o tragedie. Trebuie să dea dovadă de maximă reținere, să respecte cu strictețe dreptul internațional și să reducă la minimum riscul de accidente. Nu trebuie să permitem ca tragediile de la Cernobil sau Fukushima să se repete, a declarat Gen Shuang. Pe lângă o urgență sanitară internațională, un accident grav și o emisie de radiații la centrala nucleară de la Zaporojie ar fi o nouă lovitură pentru economia mondială, deja grav afectată de COVID-19 și de criza energetică, scrie Ineus. Potrivit sursei citate, avertismentul Chinei este semnificativ, deoarece este poate singura putere mondială cu o influență reală asupra regimului Putin. Este pentru prima dată când oficialii de la Beijing lansează un astfel de avertisment la adresa Moscovei.